Bună seara, bun găsit la Trinitas TV, sunt Cristian Gava, invitatul ediției noastre de astăzi este profesorul, scriitorul, istoricul Radu Carp. Bun găsit, domnule profesor, și mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră. O ediție dedicată Republicii Moldova și românității dintre Prut și Nistru, nu una din cele mai frământate zone ale românității, acolo unde am avut în secolul 20 o campanie de deznaționalizare, o golgotă a românității, un martiriu în bezna sovietică, pe care probabil nicio altă zonă, nicio altă regiune românească nu l-a cunoscut. Ne aflăm astăzi, în 2024, în fața unor alegeri cruciale, în fața unui referendum crucial pentru Republica Moldova, încă o dată, în această noapte istorică a unei tranziții lungi și complicate, a unei captivități geopolitice, încă o dată țara alege între vest și est. Cum vedeți Republica Moldova astăzi, cu toate problemele ei, nu? Confuzia identitară, mutilarea identitară, problemele economice și, nu în ultimul rând, imensa presiune din partea Federației Ruse, cu scopul de a slăbi statalitatea și de a crea confuzie. Da, de adevăr, cred că a subliniat un aspect foarte important. Republica Moldova alege și nu mai fac alții alegeri în numele ei. Pentru că aici a fost marea problemă a spațiului dintre Prut și Nistru, a Basarabiei. Faptul că atunci când s-a hotărât alipirea ei la Imperiul Țarist, nimeni n-a întrebat locuitorii de acolo dacă doresc sau nu. Atunci când în urma celui de-al doilea mondial Stalin a alipit Basarabia Uniunii Sovietice, la fel, locuitorii de acolo nu au mai fost întrebați dacă doresc lucrul ăsta, probabil că ar fi spus că nu doresc. Faptul că mulți dintre ei s-au refugiat în România și cu siguranță nu-și doreau calvarul sovietic. Cu siguranță nu-și doreau și o parte mai puțin știută este că aceștia au trebuit să fie returnați și mulți dintre ei au murit în Siberia. Deci regimul stalinist de acolo a fost cu mult mai dur decât regimul de la noi. Trebuie spus lucrul acesta. Deci, pentru prima dată, spune eu, cei din Republica Moldova sunt puși să-și aleagă viitorul. Pentru că, să explic despre ce este vorba. Nu e vorba doar despre un referendum legat de apartenența la Uniunea Europeană. Pentru că oamenii nu înțeleg, se spune, da, Bruxelles nu cere un asemenea referendum. E adevărat. Numai că tensiunile din societate induse din afară, din exterior, artificiale, sunt atât de mari încât lucrul acesta cred că trebuie lămurit și cred că a fost o decizie, zic eu, înțeleaptă acum și la Chișinău de a avea acest referendum, pentru că mulți îl interpretează ca fiind un referendum împotriva valorilor ruse, împotriva ruschii mir, și de aceea nu se înțelege foarte bine faptul că există o mobilizare la vot și din partea cealaltă. Adică, să zic așa, rusofonii sunt interesați să-și manifeste opțiunea negativă și nu să boicoteze referendumul, paradoxal. Și, practic, prin acest referendum, Republica Moldova alege între un viitor european exact. Și aici bezna geopolitică, așa zisei lumi ruse. Da, deci, aici este marea problemă, faptul că acest referendum, de fapt, este despre viitorul Republicii Moldova pe termen lung. Nu e vorba doar de, să zic așa, accelerarea negocierilor cu Uniunea Europeană. Nu, e vorba despre o opțiune geopolitică, o opțiune strategică a Republicii Moldova, unde vrea să se îndrepte, către vest sau către est, pentru că multă vreme a fost confuzia. A fost o confuzie și mai este încă ceva. Republica Moldova ar fi putut să meargă mult mai accelerat pe calea integrării europene dacă n-ar fi fost această confuzie și dacă n-ar fi fost acești purtători de mesaj ai lumii ruse, vizibili sau mai puțin vizibili, da. Să ne gândim la țările baltice. Țările baltice unde au, acolo am avut o opțiune clară de la începutul anilor da, 90 asumată. Au avut asumată. O opțiune clară, dar și-au câștigat independența odată cu Republica Moldova,
Dar n-au avut războiul de pe Nistru, n-au avut sigur, prezență militară rusă. Au avut o determinare mult mai mare în a merge într-o singură direcție. Marea problemă Republica Moldova a fost că această direcție tot timpul a fost bruiată, a fost supusă unor încercări de manipulare, de dezinformare. Deci oamenii de acolo au fost supuși în permanență unui tir de informații false, intoxicări și așa mai departe. A fost ținta predilectă. De ce a fost ținta predilectă? Pe deosebire de Baltici. Pentru că erau români. Și atunci marea temere era că dacă se creează, din partea rusă, dacă se creează un sentiment, să zic așa, pro-european, prin ricoșeu se va trezi cumva conștiința națională românească. Ducul ăsta din cutie, care este conștiința națională. Și de aceea Kremlinul a insistat foarte mult pe propaganda îndeosebi în Republica Moldova. În alte zone a făcut pur și simplu de-a dreptul, a rupt teritoriu, în Georgia, de exemplu. În Republica Moldova a provocat un război, războiul de pe Nistru, da? În țările baltice erau destul de omogene, în afară de câteva încercări de destabilizare. Le-a ieșuat și instrumentarea, în țările baltice, a ieșuat și instrumentarea unei puternice minorități ruse și rusofone în Letonia și Estonia, exact, de 30-40% din populație. Aceștia, cel puțin în momentul de față, nu mai au sentimente pentru Moscova, realizează faptul că vecinii lor, cum să spun, au rămas în urmă din punct de vedere economic și își dau seama din ce motiv. Vom ajunge imediat și la problema propagandei ruse din Republica Moldova, dar înainte de asta, domnule Carp, ce înseamnă pentru imaginarul imperial rus Basarabia? A fost un avampost al Imperiului Rus în vest, poarta către Balcani. Da, a fost mai mult. Deci, ca să luăm de la început, Rusia actuală a avut un nucleu, da, un nucleu, să zic așa, european, da, și treptat s-a extins către Asia, a fost o extindere foarte rapidă, pentru că acolo populația nu prea era, da. A fost mai ușoară această intervenție armatei, să spunem, care a reușit să ducă până la Oceanul Pacific, da, Rusia. Însă, pe partea europeană, această tendință de a acapara teritorii a fost mai lentă pentru că a fost o opoziție foarte mare. Ea s-a manifestat pe de-a lungul unui arc care duce dinspre nord, dinspre Finlanda și vine până la Bulgaria, până la Strâmtori. Până la Strâmtori, da? Deci un arc foarte mare care a fost de interes pentru Rusia. De ce a fost de interes pentru Rusia? Pentru că Rusia, deși este o țară foarte mare, nu prea are ieșiri la mare. Adică are ieșiri la Oceanul Arctic și sunt rute care erau până în prezent impracticabile, aici o altă discuție, da? Și rest nu prea are ieșire. Și are ieșiri la Oceanul Pacific pe care încearcă să o exploateze, în fine. Dar în partea europeană nu prea are ieșire decât prin zona țărilor baltice, zona Finlandei și vedeți că acolo s-a concentrat efortul, și în zona României, zona Bulgariei, în zona Ucrainei și în zona, a spune, Republicii Moldova, pentru că și Republica Moldova are ieșire la Dunăre. Și atunci, esențial a fost pentru Rusia controlul gurilor Dunării, pentru că i-au înțeles foarte corect că cine controlează gurile Dunării are acces la Marea Neagră și are un acces strategic la Marea Neagră. Și atunci Rusia a încercat de foarte, prin anexarea Basarabiei, de fapt se încerca, se dorea apropierea de Marea Neagră, da? Ieșirea la Dunăre. Ieșirea la Dunăre, da. Asta a fost scopul strategic al Rusiei, profitând de o slăbiciune a Imperiului Otoman, în fine. Și de faptul că europenii nu erau dispuși atunci să lupte și nu știau prea bine ce se întâmplă în Basarabia, pentru a-și atinge acest scop strategic. Vedeți că și în prezent Rusia vrea să aibă baze militare în Siria, la Tartus. De ce? Pentru că este o ieșire la mare. La Marea Mediterană. Este o obsesie a accesului la mare, de fapt. Și aici e marea frustrare și în actualul război cu Ucraina. Faptul că, mă rog, ei nu pot să cucerească litoralul.
Vedeți că e o obsesie. În prima zi a războiului i-au ocupat insula Șerpilor. Este o efectivă obsesie pentru a bloca gurile Dunării, pentru a bloca ieșirile la mare, pentru a avea acces necondiționat la Marea Neagră. Astăzi, în pragul acestor alegeri, nu, peste două zile, care este miza geopolitică acestui scrutin electoral? Aici e foarte interesant, pentru că în contextul unui război în Ucraina. Da, ca să continui, să înțelegem mai bine situația principală Moldova. Stalin a decupat partea de sud a Basarabiei, da, cu accesul la mare, tocmai pentru a, cum să spun, a fi sigur că nimeni nu va pune în discuție acest acces. Iată că a fost un pariu perdant la scara istoriei, dar evident că teritoriul aflat în imediata apropiere a fost supus unor mari privațiuni, în sensul că industria a fost dezvoltată în partea transnistreană, în partea românească, să spunem, s-a dezvoltat mai mult agricultura, pentru a lăsa de fapt în sărăcie zona respectivă. Toate produsele erau exportate, de fapt era aceeași țară, în fine, același stat, erau exportate către Moscova și atunci Basarabia a sărăcit și evident că pe fondul sărăciei se dezvoltă alte sentimente. Sentimentul acesta de dependență față de puterea colonială, care a fost un Moscova. Un sindrom Stockholm aici, aproape, da, de psihologie, deci, colectivă. Asta a fost pariul Moscovei. A sărăci populația, a face ca să fie lipsită de acces la cultură, să nu mai existe alfabet latin, să existe alfabet chirilic. Compromiterea, da? Ideii de românitate. Deci compromiterea oricărei idei culturale, repet, prin ținerea în sărăcie. Pentru că Rusia a realizat faptul că odată ce se ridică nivelul de trai, încep să apară și niște aspirații identitare, culturale și așa mai departe. Da? Uitați-vă, de exemplu, ca să dau un exemplu care aș vrea să-l dau mult timp de acum înainte. Cei care au câștigat acum premiul Nobel pentru economie au studiat un oraș care se află la granița dintre Mexic și Statele Unite. Foarte interesant. Partea mexicană total subdezvoltată trăiește în sărăcie, da? Și acolo prind tot felul de narațiuni anti-americane, anti-occidentale și mai departe. Partea de după graniță, aflată în Statele Unite, trăiește în bogăție. De ce? Spun autorii. Cum se întâmplă? Același oraș, aceeași populație. Păi, diferența este dată de accesul la cultură, democrație și așa mai departe. La fel s-a întâmplat în Basarabia, da? Deci, cei din Basarabia au fost supuși unui bombardament identitar rus, da? Trebuie spus lucrul ăsta, unui bombardament economic. Și care, da, a continuat și după 1991, da, și în Transnistria unui bombardament la propriu. Deci Republica Moldova este într-un fel o minune, faptul că a reușit să supraviețuiască în actuala formulă, că nu s-a dezintegrat, chiar dacă e o țară foarte mică, și faptul că, iată, acest sentiment românesc, european și așa mai departe, a supraviețuit, ba chiar mai mult, este majoritar în momentul de față. Asta este un miracol, efectiv, ce s-a întâmplat. Foarte important, ajungem acum la această propagandă, nu? La războiul împotriva identității Republicii Moldova și la această infecție propagandistică pe care Moscova o picură înainte acestui scrutin electoral decisiv de câteva luni. Și aș vrea să decorticăm puțin, domnule Carp, această propagandă rusă, să facem o radiografie a minciunilor pe care ei le spun, intoxicând spațiul public. Da, până la început războiului din Ucraina, propaganda rusă era foarte ușor de făcut. Adică Rusia merge pe conceptul acesta de infotainment, informații plus divertisment. Adică la ei știrile erau o parte dintr-un program de divertisment mai amplu. Știrile erau controlate și rest se dădeau spectacole, filme și așa mai departe. Este reflexul oricărei puteri coloniale de a-și exporta produse culturale. Da? Deci asta s-a întâmplat în istorie și cunoaștem fenomenul. Ei bine, asta se întâmplă la Chișinău. Adică abundența asta de filme, seriale și așa mai departe rusești făcea ca alegătorii să stea acasă. Dacă ne uităm la participarea la vot, vedem că era scăzută. Era scăzută din motivul acesta. Oamenii nu vedeau o miză, da? Și conștiau că e mult mai interesant duminica să te uiți la un serial rusesc. După ce a început războiul din Ucraina, propaganda de tipul ăsta infotainment n-a mai putut să mai supraviețuiască, pentru că oamenii au spus așa:
S-a spus, ci, ne dați divertisment, dar uitați că dincolo cad bombe. Nu mai și mor oameni, da? E un genocid. Da? Da? Și oamenii și-au dat seama că pericolul este foarte aproape, a fost un șoc, e mult mai aproape de ei decât de România. Au început să găzduiască, să se mobilizeze în favoarea ucrainenilor. Ucrainenii veniți din pentru astea refugia în Republica Moldova au relatat ce au văzut, ce s-a întâmplat, da? Și atunci imaginea s-a schimbat. Federația Rusă n-a mai putut să mai promoveze aceeași politică. Și în paralel, Republica Moldova, și aici a fost un punct foarte interesant și un punct decisiv, un punct de cotitură, a decis să aplice sancțiunile Uniunii Europene la adresa postului de televiziune rusești. De ce un punct de cotitură? Pentru că nu era obligată. Ca stat nemembru, nu era nicăieri pe această obligație. În Georgia, de exemplu, guvernul pro-rus a spus noi nu aplicăm sancțiuni europene. Vrem Uniunea Europeană, dar nu le aplicăm. În schimb, la Chișinău s-a luat decizia din prima zi când au apărut aceste sancțiuni, le aplicăm și noi. N-a fost un lucru ușor. N-a fost un lucru ușor pentru că gândiți-vă exact ca și cum din grila de programe ai scoate jumătate din posturi. Cam așa s-a întâmplat acolo. Da? Tranziția în Republica Moldova a fost una foarte grea spre deosebire de țările baltice. Nu? Și spre deosebire de multe alte țări est-europene, o populație pauperă, sărăcită după 1991 și pe acest fond de depopulare masivă, nu? Migrare, migrare masivă, propaganda rusă, infecția aceasta, de multe ori a prins. Și mai este un fenomen particular pentru Republica Moldova. Fiind o țară mică, riscul de a avea, să spunem, oligarhi care să dețină resurse naturale, cum s-a întâmplat în Rusia, și care să aibă miliarde, e mai mic. În schimb, riscul de a avea oligarhi care să controleze părți din economie este imens. Este foarte mare. Și asta s-a întâmplat pentru că domnul Plahoniuc, mă rog, a condus țara, a furat, a fugit. Bun. În schimb, acea lucru s-a întâmplat cu Ilan Șor. Ilan Șor a devenit un om bogat într-o țară săracă. Și a devenit un om bogat pentru că a cultivat de la bun început relațiile cu Federația Rusă. Trebuie spus acest lucru. Iar Federația Rusă l-a încurajat să acumuleze acest tip de bogăție într-o țară săracă. Pentru că Ilan Șor a găsit niște portițe pentru a-și dezvolta un imperiu și apoi pentru a interfera în politică. Experimentul însă și aici e foarte interesant. În Georgia a reușit, Ivanișvili vine la putere și astăzi începe să fie, chiar spune că, mă rog, va fi și mai prezent în viața politică. În schimb, în Republica Moldova, Șor, vedeți că încet, încet a fost izolat. Asta iarăși un miracol. Și un semn foarte bun. Unul din pilonii propagandei ruse în ultimii 20 de ani în Republica Moldova a fost pe fondul unui discurs de stânga, confiscarea discursului de stânga, specularea nostalgiei după stabilitatea din perioada sovietică vis-a-vis de insecuritatea perioadei de tranziție. Cum vedeți acest pilon al propagandei ruse? Aici, într-adevăr, este o problemă pentru că situația economică din Republica Moldova niciodată nu a fost foarte bună după 90. Republica Moldova, cel mai sărac stat al Europei într-o anumită perioadă. A fost sărăcit, a fost intenționat. Adică, tot de ruși, evident. Da, Rusia, așa cum am spus, a vrut ca industria să se concentreze în Transnistria, știind că acolo este o parte de populație rusofonă mai amplă, da? Și în schimb, în Republica Moldova nu s-a dorit construcția niciunui combinat, niciunei fabrici importante. Da, deci care să producă pentru teritoriul Rusiei. Republica Moldova a fost considerată ca un fel de grânar al Rusiei, locul de unde pot să vină vinuri, coniac și așa mai departe. Deci niciodată nu a existat o politică economică de a ridica, mă rog, cumva această regiune, da? Și atunci, în momentul când are loc despărțirea de Uniunea Sovietică, Republica Moldova se trezește în situația de a vedea că nu poate să producă ceva care să asigure nu numai independența țării, dar bunăstarea propriilor cetățeni. Și atunci Republica Moldova cu greu a realizat că, sau mă rog, politicienii de la putere n-au avut acest interes de a spune că poarta de intrare spre Europa este România, că poți face afaceri foarte bune în România, că ai nevoie de investitori români,
că ai nevoie de capital românesc, foarte greu s-a realizat acest lucru, da? De-abia recent băncile cu capital românesc au devenit mai solide și în România și au reușit să exporte, să devină prezență și în Republica Moldova. Deci a trebuit să treacă foarte mult timp și aici este marea supărare pentru că, repet, dacă Republica Moldova se compară cu țările baltice, vede că ele sunt în Uniunea Europeană, sunt în NATO, au ajuns la un alt nivel de bunăstare. Și aici cred că mesajul ar putea fi îmbunătățit și întotdeauna dat acest exemplu la Chișinău, pentru că, vedeți, tânăra generație spune, țările baltice, oricum, păi sunt în NATO, în Europeană. Nu e adevărat, au fost și ele în Uniunea Sovietică. Au fost partea acelui stat care Republica Moldova. Cred că ar trebui insistat pentru tânăra generație să cunoască aceste adevăruri, care nouă ni se pare evidente într-un fel, dar nu sunt foarte bine cunoscute, în așa fel încât să existe un model de integrare, un model de cum ar trebui să se întâmple lucrurile. În al doilea rând, cum vedeți încercarea de a compromite ideea europeană, nu? Calea unică la ora actuală pentru Moldova care să depășească toate aceste bariere și calea unică pentru reunificarea ființei naționale în acest moment, cum vedeți încercarea propagandei ruse de a compromite ideea europeană, împrăștiind pur și simplu tot felul de calomnii? De exemplu, asocierea Uniunii Europene cu anumite curente de idei, care într-adevăr sunt foarte dezbătute și în Uniunea Europeană, dar care există și în Rusia, nu numai acolo, și care sunt probleme globale, nu doar ale continentului european. Da, aici... Încercarea de a asocia aderarea la Uniunea Europeană, evident, o altă marotă rusească, cu pierderea valorilor tradiționale fundamentale de care basarabenii sunt foarte atașați. Da, aici trebuie înțeles un lucru. Există un imens aparat de propagandă în Federația Rusă. Propagandă care nu numai că este întreținută de stat, dar sunt și persoane care vin în ajutorul statului cu tipul lor de implicare în tipul ăsta de propagandă. Haideți ca să dau un exemplu, ca să realizăm la ce dimensiuni se discutăm când discutăm despre propagandă. Evgeni Prigojin, da? Era privat, avea acea operațiune Wagner, care era privată, da? Sigur, primea bani de la Kremlin. El s-a simțit obligat, într-un fel, ca semn de devotament față de stăpân, să creeze ferma de troll de la Sankt Petersburg. N-a primit ordin. Atenție! El a spus, pentru că vreau să ajut Rusia, în schimbul banilor care mi s-au dat pentru Wagner, creez eu un departament de propagandă. Deci, propaganda este în fibra celor care sunt la putere la Moscova, dar și a cercului acesta exterior de oameni de afaceri, acoliți și mai departe. Deci, nu e o chestiune care să fie asumată doar de stat. Aici e diabolic, pentru că Putin a reușit să creeze sentimentul general în societate că, fără acest tip de propagandă, Federația Rusă se prăbușește. Deci este esențială pentru existența statului. Aici niciun stat din lume nu a reușit să creeze această dependență între propagandă și esența statului. A spune că nici Germania lui Hitler nu a ajuns la acest rafinament, da? Adică partea de propagandă era ținută cumva deoparte, da? Și considerată un instrument. Ori aici se spune, domnule, parte din suveranitatea noastră, da? Și atunci a face propagandă rusească în Republica Moldova a fost considerată și este considerată în Rusia ca fiind un act patriotic, un act de devotament, o datorie sacră față de țară. Da? Așa e considerată, îmi pare rău, dar asta ca să înțelegem dimensiunile. Și încercarea de a compromite ideea europeană la Chișinău. Și atunci singura barieră, deci sunt mai multe bariere în calea acestui tip de propagandă. Este ideea europeană. Ideea europeană de ce? Pentru că ea este foarte generoasă. Înseamnă prosperitate, securitate economică. Da. Și nu este îndreptată împotriva cuiva. E foarte ușor să faci propagandă împotriva Statelor Unite. Să spui, domnule, cleptocrații care sunt la putere, mai pui și o notă de antisemitism acolo, spui că evreii, capitaliști și așa mai departe. E foarte ușor să faci propagandă împotriva Statelor Unite. Împotriva Uniunii Europene, ce poți să spui? Soft power-ul cultural european a fost întotdeauna foarte puternic. Uniunea Europeană nu prea are militari, trupe, nu forța dorește a fost să... tocmai această seducție economică, succesul economic, e de soft power, succesul cultural.
Și atunci, cum să abordezi problema? Vedeți că în prima etapă Putin încerca să spună, domne, e o chestie care nici nu ne interesează. Țineți minte că în momentul când Ucraina a generat acea mișcare legată de Maidan și așa mai departe, Putin a venit cu acest discurs, domne, pe noi nu ne preocupă ce se întâmplă în Ucraina. Treaba lor să intre în Uniunea Europeană poate benefic și pentru noi. Dar ne opunem radical să intre în NATO. De ce? Că acolo e partea americană și e foarte ușor să fac propaganda anti. Da? După care și-a schimbat părerea și a spus, stați puțin, că totuși nici Uniunea Europeană nu e bine. Și cu Republica Moldova a fost la fel. Federația Rusă a spus, domne, noi nu ne opunem să fie intre în Uniunea Europeană. Pe acum vedem că sunt acțiuni destructive împotriva acestei apartențe Uniunii Europeană, pentru că aici este, cum să spun, propaganda și arată adevărata față. Da? Câtă vreme este îmbrăcată în poleala asta, că de fapt este o chestiune anti-americană, că e lupta între superputeri și așa mai departe, poate fi îngurgitată foarte ușor, da? de ruși. Da? Da, când vrei să faci propagandă împotriva Uniunii Europene, nu prea ai de ce să te agăți. Și atunci ați văzut, încep acțiuni violente, încep să antrenezi oameni, acțiuni paramilitare, că sau nu aberații prea care, reușește. Aberații nu care inundă spațiul informațional din Republica Moldova de tipul, dacă veți intra în Uniunea Europeană, vă vor obliga să legalizați eutanasia. Da, adică, uitați, de exemplu, ei spun așa, dacă intrați în Uniunea Europeană, homosexualitatea este legalizată. Bun. Căsătoriile homosexuale sunt legalizate. Bun. Da. Acum, toată lumea știe că în Federația Rusă este o oprimare masivă la adresa acestei categorii, da? Deci acolo oamenii care se adună într-un club sunt arestați imediat, da? Deci nici nu mai întreabă dacă ce inclinații sexuale au. Iar, pur și simplu, pentru suspiciunea că respectiva locație ar fi, se închide locația și oamenii adică oamenii din Rusia știu asta și propaganda nu poate să țintească, să meargă la țintă, pentru că în reflexul oamenilor este următorul. A, păi înseamnă că e un lucru bun până la urmă, nu? Că, de fapt, nu se mai întâmplă ororile din Rusia, da? Deci nu prea ai de ce să te agăți în cazul Nu, dar este foarte important ca cetățenii Republicii Moldova să înțeleagă și să respingă un asemenea tip de propagandă, să înțeleagă, să realizeze, exact cum spuneți dumneavoastră, că nu este așa, că dacă intri în Uniunea Europeană nu te obligă nimeni să legalizeze eutanasia, că nu te obligă nimeni, nu? Cazul României, cazul Bulgariei, cazul Poloniei, nu te obligă nimeni să legalizezi căsătorile homosexuale. Acestea sunt dezbateri interne care țin de fiecare țară. Deci, și încercarea de a asocia blocul comunitar și opțiunea europeană cu asemenea teme este doar o operațiune propagandistică a Federației Ruse. Și mai este ceva. Oamenii din Republica Moldova au putut să vadă ceea ce am putut să văd și eu, care merg acolo din începând cu 1990. Am fost și anul acesta și am văzut că este un oarecare progres, în sensul că au început în ultimii ani, infrastructură, drumurile nu mai sunt așa rele. Deci se vede un progres. Iar dacă cineva are curiozitatea să treacă din Republica Moldova în Ucraina, pe poate să vadă o mare diferență, da? Ori această diferență se datorează tocmai Uniunii Europene, adică Federația Rusă nu poate să spună, iată, asta am construit noi. Poate să spună că, mă rog, realizările sovietice, moștenirea, că a fost strălucită, dar nu poate să vină să spună, iată, în 2024 noi am construit o șosea sau ceva genul ăsta. Sigur că a încercat prin interpuște să spună că, domnule, uite ce bine arată teritoriul administrat de Ilan Șor, că e bine în Găgăuzia, dar iarăși oamenii văd, deci o chestiune palpabilă, da? Ei văd că de la Chișinău spre alte orașe se pot deplasa pe niște drumuri mai bune, da? Văd că drumurile proaste sunt cele care au fost construite de armata sovietică, că s-au pus acolo niște dale de beton și nu au mai fost îmbinate. De ce? Că ei considerau că dacă e nevoie să vină cu tancurile, să ocupe Chișinău. Da? Asta e. De-aia oamenii au înțeles, da? Deci, cei de la Chișinău știu lucrul ăsta. Și când apare întrebarea asta a românilor, domnule, de ce aveți drumuri proaste? Păi, din cauza asta, deliberat, Chișinău era gândit să fie o fortăreață împotriva invaziei burghezilor și capitaliștilor din vest. Da? Deci asta s-a întâmplat.
Și oamenii știu aceste lucruri, le văd, le simt, nu e nevoie să le mai dai informația. Cum vedeți aceste fiefuri ale propagandei ruse din Republica Moldova, în care la fel oamenii sunt mințiți de acest aparat? Bun, acolo există și o cușcă lingvistică, să-i spunem. Mă refer aici la Comrat, la Găgăuzia, la bulgarii din sudul Basarabiei, la Taraclia și la nordul predominant rusofon, mă refer aici la orașul Bălți. Nu? Chiar în nordul Basarabiei, în nordul Republicii Moldova, acolo unde avem o minoritate ucraineană, o prezență ucraineană puternică, moștenire a demersurilor coloniale rusești, dar acea minoritate de ucraineni din Republica Moldova este rusofonă, paradoxal. Tot moșteniri identitare. Ar trebui să spunem pentru toți telespectatorii noștri din Republica Moldova la ora actuală că în Găgăuzia, tot ceea ce s-a construit în ultimii ani, dar și în aceste regiuni, s-a construit cu un imens ajutor financiar european și românesc. Nu cu ajutor venit din Moscova. Da. Cu ajutor sunt proiecte românești, proiecte europene, care au ajutat major, masiv, la deperiferizarea acestor regiuni. Da. Cum vedeți posibila europenizare și posibila decaghebizare și derusificare a acestor bastioane ale propagandei ruse? Găgăuzia, Taraclia, nordul rusofon, la Bălți. Da, este o chestiune acolo care ține de educație și care s-a perpetuat decenii de-a rând. În fine, e o problemă. Vedeți că în perioada în care Basarabia aparținea de România, problema găgăuză nu exista. Deși erau găgăuzi, da? Deci niciodată în perioada interbelică, eu ce obțin, nu am găsit și am căutat. Dovezi cum că ei ar spune că sunt oprimați de români, de majoritatea românească. Din potrivă, românii au construit școli acolo, da, în zonă. Au ajutat identitatea găgăuză? Da, deci niciodată n-a existat problema asta minoritară. Și vedeți că ea apare pe fundalul, nici Uniunea Sovietică nu a apărut. Ea apare pe fundalul destrămării Uniunii Sovietice. De ce? Pentru că pe acest fundal crește naționalismul, asta s-a întâmplat peste tot, dar când știi că, mă rog, crește naționalismul și îl mai și provoci să crească, efectul este cel pe care îl vedem. Adică, și mai este ceva, au fost greșeli an de-a rândul ale conducerii de la Chișinău, care nu știa încotro să se îndrepte, spre est sau spre vest. De ce? Pentru că, de exemplu, în 1994 apare această lege a autonomiei găgăuze, o lege care creează un stat în stat. Și a fost o imensă greșeală. Acum, nu poate fi corijată, pentru că cei de acolo spune că li se reduce în autonomie, dar e o autonomie care funcționează aberant. Adică, efectiv, creează un alt stat. Dacă creează un alt stat, înseamnă că puterea centrală nu prea mai are instrumente să intervină acolo. Asta e problema actuală cu Găgăuzia, că din punct de vedere al instrumentelor statului nu prea ai cum să intervii. Poți să intervii contracarând această propagandă, dar o poți face cel mai eficient prin oameni care se află pe teren. Și aici sunt două modalități de a rezolva problema respectivă. Una este foarte complicată, aceea de a trimite candidați care nu sunt din regiune să candideze acolo și să explice oamenilor despre ce este vorba. Nu s-a încercat acest lucru, aici a fost o greșeală, da? A doua modalitate este să mergi cu o propagandă pe invers, da? Deci să încerci să promovezi, să spunem, niște adevăruri la fel cum sunt promovate de către inamicii tăi pentru o perioadă. Îmi pare rău, dar asta e o luptă informațională, nu ai cum să faci altfel, da? Modalitatea asta soft de a spune, domne, știți că de fapt s-au mai dat bani de Uniunea Europeană din România, nu prea funcționează. Aici trebuie găsite niște instrumente, într-adevăr, foarte puternice. Trebuie, cum să spun, tăiat lanțul ăsta umbilical între Turcia și Federația Rusă. Pentru că nu doar Federația Rusă are interesul în Găgăuzia, ci și Turcia, da? Și câtă vreme există această prietenie între Turcia și Rusia, între Putin și Erdogan. Și acest, într-adevăr, balet extrem de ambigu. Găgăuzia va fi sora mai mică, dar care trebuie protejată și a Turciei și a Rusiei. Și vedeți că în momentul în care cele două puteri se află, sunt antagonice, în Găgăuzia oamenii încep să mai înțeleagă câte ceva. Adică Turcia se mobilizează brusc,
mai acordă niște ajutoare, mai vin niște oficialități, când cele două state sunt în prietenie maximă, cum e acum, lucrurile încep să arate prost. Vă aduceți aminte când Turcia cu Rusia s-au avut un incident în Siria? A căzut un avion turcesc, mă rog, lovit întâmplător de aviația rusă, Erdogan a acuzat Rusia. E bine, exact în acea perioadă efectul a fost că Turcia nu-i prezentă în Găgăuzia. Cum s-a reluat vechea prietenie? Cum a dispărut, da? Și atunci, ce forță contrabalansează influența rusă acolo? Nu prea există. În același timp, planul rus cu privire la Republica Moldova a fost, așa cum spuneam la începutul ediției noastre, în ultimii 30 de ani, de destabilizare, de fragilizare, nu? Avem faimoasele planuri propuse de federalizare a Republicii Moldova, care nu erau altceva decât încercări de a bloca orice posibil parcurs occidental, pro-occidental și european al Moldovei. În acest context, după războiul de pe Nistru, a apărut acest cancer geopolitic al Europei, această tumoră geopolitică, mă refer aici la Transnistria. Și vă adresez, domnule Carp, două întrebări cu privire la Transnistria. Ce soluție vedeți la ora actuală, după aceste alegeri, în contextul războiului din Ucraina, cu privire la chestiunea transnistreană? O zonă care se depopulează masiv la ora actuală, nu rămâne probabil asemenea Kaliningradului, rămâne o imensă bază militară rusă, cu armată veche, uzată, un instrument de presiune geopolitică, un instrument de presiune împotriva Republicii Moldova, așa cum a fost gândită din anii 20, nu, de când a creat-o Lenin în cadrul Ucrainei, un laborator antiromânesc, un laborator al moldovenismului. Ce șansă vedeți astăzi pentru această problemă? Da, e o regiune complicată pentru că războiul din Ucraina a avut efecte nebănuite asupra Transnistriei. Acolo sunt persoane care sunt români, ruși, ucraineni. Deci când cam o treime. Dar ucrainenii de acolo, din păcate, sunt rusofoni. Da, sunt rusificați. Da, și atunci ucrainenii de acolo au început să se emancipeze, să nu mai fie rusofoni după începutul războiului din Ucraina. Românii de acolo au cam plecat, au început să plece masiv, pentru că au zis că vine urgia, vine frontul acolo, da? În plus, mulți au pașapoarte europene, da? Eu am pus această întrebare cu un expert german de la Bundestag și am spus așa, zic, știți că aveți peste 1 milion de cetățeni europeni în Transnistria pe care va trebui să-i apărați dacă frația rusă intră acolo? Păi cum așa? Păi zic, da, sunt cetățeni europeni, da? Sunt cetățeni, au căpțat cetățenia română, germană, spaniolă și mai departe. Deci e o realitate care se întâmplă acolo pe teren. Mulți lucrează în Republica Moldova. Se estimează că, mă rog, cam 300.000 de persoane fac naveta între Transnistria și Republica Moldova. De ce? Pentru că Republica Moldova începe să găsească joburi mai bine plătite. Și ăsta este triumful, să spunem, democrației asupra propagandei. Pentru că propaganda Federației Ruse era următoarea și era bazată oarecum pe fapte reale. În Transnistria se trăiește mai bine decât în Republica Moldova. Deci în loc să adoptați, în loc Transnistria să adopte modelul de la Chișinău, a trebuit să adopte Chișinău modelul de la Tiraspol. Avem un pseudo-stat, un așa zis stat funcțional, asta era propaganda lor. Da, e un stat funcțional, spre deosebire de Rusia trimitea pensii, deci gaz ieftin, subvenționa industria. Nu era o problemă să trimită pensii, da? Acum nu se mai întâmplă așa. Și atunci ei spuneau așa, câte pensie la Chișinău? Păi ce, 100 de dolari. Păi ce, da, dar stați puțin, că în Transnistria e 300. Sau... Deci cam la cifrele astea jucau. După ce a început războiul din Ucraina, nu s-au mai dat pensii, argumentul ăsta a căzut, da? Și oamenii văd că, mă rog, câștigă mai puțin și salariile, da? Câștigă mai puțin la Tiraspol decât câștigă la Chișinău, da? Deci ideea că Republica Moldova e rușinea Europei, sărăcie și așa mai departe, pentru cei din Transnistria nu prea funcționează. Și aici e marea problemă, pentru că în momentul în care ai, adică e o problemă oarecum similară cu Irlanda și Irlanda de Nord. Pentru că și acolo s-a pus problema. Nu poți să ai o frontieră între două țări când ai schimbul ăsta de populație zilnic, da? Navetiș zilnic, da? E imposibil. Și atunci fenomenul nu convine nici Tiraspolului, că îi fug cetățenii, da?
Convine cumva Republicii Moldova că o face să amâne o soluție a conflictului transnistrean? Ucraina are o soluție. Ucraina, vedeți, tot timpul are o soluție în buzunar. Are planul. Când zici de ce să facem cu războiul din Ucraina, Ucraina vine și zice, avem noi un plan, da? Când noi punem întrebarea ce facem cu Transnistria, Ucraina zice, stați puțin, scoatem din buzunar, planul de Transnistria. Planul de Transnistria al Ucrainei nu e foarte simplu. Alipim Transnistria la Ucraina și a scăpat de problemă, da? Nu știu, poate fi și asta o variantă. Habar n-am în momentul de față, dar vreau să spun că ucrainenii au o variantă foarte clară, da? Deci ei spun clar, domnule, mai vreți influență rusă aici la hotarele Europei? Vă rezolvăm noi problema, da? Aducem câțiva soldați, nu e o problemă, sunt antrenați, ocupăm imediat. Deci, cred eu că soluția va fi cu un timp și niciodată nu va fi, cum e și cu Irlanda și Irlanda de Nord, niciodată nu va fi o soluție care să clarifice lucrurile, care să clarifice și permanență. Și acum, vedeți, în Irlanda și Irlanda de Nord, da, se discută în Irlanda, domnule, facem sau nu referendum, ne unificăm, mai așteptăm o generație, da? Problemele astea o să existe mult timp de acum înainte. Sunt Irlanda de Nord a fost o moștenire colonială, da? Deci, da. Transnistria este o moștenire colonială. Deci nu pot să fie, cum să spun, soluții diferite. Da? Deci va fi o soluție tranzitorie. Republica Moldova, un bastion al ortodoxiei românești și un avampost al ortodoxiei românești, nu? Ortodoxia românească arată extrem de elocvent că poate exista și că există o ortodoxie fericită în Uniunea Europeană și ortodoxie europeană, arată vocația europeană a ortodoxiei românești. Cum vedeți prezența ortodoxă românească în Basarabia, firească, practic Basarabia în felul acesta se întoarce acasă, de acolo de unde nu trebuia să fie smulsă niciodată, dar într-un accident trist al istoriei s-a întâmplat asta, și cum vedeți instrumentalizarea politică și geopolitică a ortodoxiei ruse de către putinism. Da. Pentru că acolo ortodoxia rusă, din păcate, are o semnificație geopolitică și este o rotiță în mecanismul de propagandă anti-europeană și anti-românească de astăzi. Vedeți, aici este, cum să spun, sclipirea de geniu a Patriarhului Teoctist. Efectiv, sclipirea de geniu. De ce? Pentru că Biserica Ortodoxă Română ia decizia imediat după ce Republica Moldova devine independentă să pună piciorul clar în Republica Moldova prin înființarea unei jurisdicții proprii. În condițiile total nefavorabile a unei tranziții de la un imperiu la un stat democratic, care nu se mai pomenise în Republica Moldova. Niciodată Moldova nu făcuse, sau Basarabia, da, nu făcuse o tranziție de la zero la plus infinit, da? Deci nu se știa cum va arăta această tranziție, în condițiile astea. În condițiile în care nu se știa mare lucru despre sentimentul religios al celor care stau acolo. Secularizarea a fost mult mai puternică acolo decât moștenirea sovietică. A fost indusă, da, clar asta, da. În al treilea rând, nu se știa care va fi reacția Bisericii Ortodoxe Ruse, da? A luat prin surprindere. La Kremlin nu s-așteptau să existe această inițiativă de la București. Apoi, dacă ne uităm la țările baltice, păi vedem că acolo cei care erau ortodoxi, da, în minoritate, desigur, imediat Patriarhia Ecumenică a intervenit pentru a-i pune sub tutela ei. Da? S-a întâmplat asta mai târziu în Ucraina, în țările baltice se întâmplă tot așa imediat în 90. Deci, în tot acest context confesional, să spunem, hai să ieșim de factorul politic, da? Noi am făcut primul pas. Noi am făcut primul pas în condițiile în care statul român nu făcuse acest pas, societatea românească nu făcuse acest pas, investitorii români nu existau și n-aveau cum să facă acest pas. Și biserica a făcut acest prim pas. Și biserica a făcut acest prim pas și face în continuare din 90, da? Din 90, da? Și apoi 92 s-a făcut oficial. În condițiile în care nici măcar nu exista o procedură de recunoaștere, ca știți că a fost acea discuție la CEDO. Deci a fost o efectivă scripție de geniu, pentru că trebuie să știi când anume ai acel interval de timp foarte redus în care poți să faci lucrul ăsta. Gândiți-vă că noi am făcut lucrul ăsta prin 93-94. Nu se mai putea.
atunci la putere, un guvern agrarien, nici nu știau ce sunt, ar fi spus, ar fi început cu o campanie de dezinformare, ori în 92 încă dezinformarea nu era la cotele astea foarte înalte. Și era în același timp și nu și euforia Frontului Popular. Da, era, încă era euforia înainte de prăbușirea economică, euforie care eliberării naționale, da. Descoperirea atunci, valorilor interzise. Și atunci, vedeți că Biserica Ortodoxă rămâne acuzată, bun, s-a făcut acest cap de pod, dar nu s-a mers foarte departe, adică nu s-a reușit să fie parohii care să facă mai mult. Păi, haideți să privim jumătatea plină a paharului, da? Faptul că au existat parohii care, din primul moment, s-au alăturat, apoi treptat s-au dezvoltat, a fost un miracol. Pentru că ne uităm la resursele care au fost mobilizate de Patriarhia Rusă în Republica Moldova, incomparabil cu ceea ce noi am putea să facem în momentul de față. Și așa cum apartenența țărilor baltice, cultural vorbind, la lumea occidentală, nu apartenența la lumea catolică, în cazul Lituaniei, catolică și protestantă, în cadrul Letoniei, a însemnat o stabilă, o barieră pentru imperialismul rus și pentru distrugerea ființei naționale, apartenența Moldovei, apartenența basarabenilor la ortodoxia românească, nu ca parte a lumii europene, reprezintă o stabilă fermă împotriva acestei propagande anti-europene ruse. Da. Mai mult, eu vă spun un lucru, că dacă Biserica acest referendum... probabil unul din principalii vectori, nu numai de românizare, dar și de europenizare în Republica Moldova, Biserica Ortodoxă Română. Eu vă spun un lucru care cred că e în premieră, se spune la autorizare în România. Dacă acest referendum va trece, veți vedea că problema confesională se va rezolva de la sine, pentru că cei care încă mai stau astăzi în Mitropolia Moldovei vor cere să facă parte din Mitropolia Basarabiei și vă spun de ce. E o problemă de status social, nu mai e o problemă de confesiune, va deveni o problemă de status social. Vedem, asta s-a întâmplat în Germania, da? Emigranții veniți în Germania au cerut să se afilieze la Biserica Catolică sau Protestantă pentru a avea un status social. Apoi a început, să spunem... În momentul în care elita aparține unei departe, zone, da? Confesionale. Și atunci, în momentul în care acest referendum va trece, va fi pozitiv și va fi clar că nu mai există întoarcere la trecut, la ruschi mir, problemele confesionale se vor rezolva de la sine. Sigur, va continua propaganda rusă, dar noi vedem că, a văzut, și mitropolitul Vladimir a înțeles cursul evenimentului și a spus, mergeți oameni buni, mergeți la referendum. De ce a spus lucrul acesta? Pentru că intuiește că se va întâmpla acest lucru. Că oamenii vor trece automat de la... Că va pierde, practic, da? Și atunci spune, e mai bine să spun mergi la referendum decât să fiu acuzat că, ulterior, că i-am pus pe oameni să facă un boicot la un referendum care oricum a trecut, să mă compromit eu. Și apare acest paradox că la București nu se înțelege. Păi cum adică au devenit ei pro-europeni? Nu. Au sesizat faptul că istoria curge într-o direcție, nu în cealaltă direcție. Uniunea Europeană în același timp așteaptă acest semnal de predictibilitate și de atașament față de valorile europene într-un moment în care nu vorbim aici și de o șansă istorică. Am ajuns într-o dinamică a evenimentelor care era de neconceput în urmă cu 2-3 ani. Deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, screening, o perspectivă clară. Moldova este la ora actuală mai aproape de visul european decât a fost vreodată în ultimii 30 de ani, în acest moment. Da. Bun. Cum vedeți această problemă a unei arhitecturi constituționale complicate și a pericolului georgian pentru Republica Moldova? Nu? La fel, s-a construit o relație ambiguă între președinte și parlament. Toate acestea sunt tot moștenire ale intruziunilor ruse din anii 90. Cum vedeți acest pericol de a avea la anul un parlament dominat de forțe conservatoare pro-ruse? Da, vedeți, după modelul georgian. Da, modelul georgian constă în afirmarea... Sau antimodelul georgian astăzi. Da, modelul georgian constă în afirmarea unei identități georgiene care nu este nici europeană, nici rusească. Asta este propaganda lui Ivanișvili și a oligarhilor corupților ruși. Dom'le, hai să nu suntem independenți, nu vrem să fim parte nici din Rusia, nici din Uniunea Europeană. Da? Narativ vechi pe care l-am auzit și la Chișinău în ultimii 30 l-am de ani. L-am auzit, dar din partea unor persoane care sunt credibile să inventeze
această nouă identitate națională care să fie ni-ni, adică nici europeană, nici rusă. Bun. Păi domnul Ilan Șor nu e credibil. Toți actorii care încearcă acum să meargă pe ideea asta nu prea sunt credibili. Domnul Plahotniuc era credibil. Eșecul lui s-a datorat faptului că a fost, cum să zic, a fost, cum se spune româna veche, hulpav, adică a fost atât de îndrăgostit de bani și de avere, încât i-a ieșit proiectul politic. Dar el era cel mai aproape de modelul ăsta moldovenist, adică să spună, domnule, noi nu avem nevoie de nimic aici, lăsați că rezolvăm noi problemele, da? Dar domnul Șor nu e credibil, că el stă la Moscova. Deci cum să spună de la Moscova, hai să încurajăm identitatea moldovenească. Și la Chișinău, în general, slugile Moscovei au fost mult mai asumate. Din fericire, rău e mult mai identificabil decât la Tbilisi. Deci, o ultimă întrebare, domnule Carp. Există momente în istoria fiecarei națiuni, nu? Astrale, pivotale. Momentul proclamării Republicii Moldovenești de la sfârșitul Primului Război Mondial, momentul unirii după aceea al acelei republici cu România. Vă rog frumos câteva concluzii la final despre acest moment capital, și anume referendumul pentru parcursul european. Cât de important este ca toți cetățenii Republicii Moldova să meargă la vot și să înțeleagă nevoia unei opțiuni ferme pro-europene. Da, aici cred că trebuie spus un lucru. Cred că la ora actuală, datorită numărului mare de basarabeni care trăiesc în România, fiecare cunoaște cel puțin o persoană care s-a născut acolo și care, în virtutea acestui fapt, are cetățenia moldoveană. Deci, noi putem să vorbim cu acești oameni pe care îi cunoaștem, care sunt printre noi, ne sunt colegi la serviciu, da? Și să îi convingem să meargă la referendum, dându-le exemplul țării în care trăiesc, respectiv România. Cred că dacă toți basarabenii care se regăsi duminică pe teritoriul României ar merge la vot, atunci nimeni n-ar mai pune întrebarea, domnule, dar sunt cam puțin la vot, hai să vedem ce se întâmplă, pentru că e un număr considerabil. Deci noi înșine putem să contribuim la rezultatul acestui referendum. Stă și în puterea noastră. Deci nu e o chestiune care se întâmplă în Australia. Da? E o chestiune care se întâmplă aici și acum. Și în același timp este foarte important, nu, că Moldova, prin ortodoxia românească, prin latinitatea ei, este parte a lumii europene. La Chișinău, Europa este acasă. Da, deci lucrul ăsta trebuie înțeles și orice pentru... alte lume au fost experimente coloniale și accidente istorice. Da, trebuie înțeles un lucru foarte simplu, anume că mare parte din credincioșii Republica Moldova țin de aceeași biserică ca și biserica de la București, că la Chișinău poți vedea exact același ritual, exact aceiași sfinți, exact, să spunem, aceeași raportare religie ca și la București, ca și în restul României, că nu există nicio diferență. Și să vadă diferența, nu, între ortodoxia europeană românească și între proiectul european, între proiectul prosperității, da, între proiectul păcii, da, și lumea aceea, lumea neagră, da, de la est, da, de Nistru, da, da, acolo unde nu avem bombardamente, copii care mor, crimă și sărăcie, pauperitate. Da, 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 un argument foarte simplu și vreau să insist asupra lui. Dacă ce am spune, domnule, dar și ei sunt ortodoxi, sunt frații noștri. Bun. Întrebați pe cineva care ține de Mitropolia Moldovei, da? Care ține de Patriarhia Rusă, de ei spun că s-au desprins. Ce sfinți au un calendar? Și o să fii surprins că sunt sfinți care au fost ai războiului, care au fost canonizați recent, da? Și care contribuie la imaginea asta de război. Și o să vedeți că sfinții ăștia nu se găsesc în calendar ortodox ca pe avem noi, da? Deci să nu cădem în capcan asta să spunem, domnule, e cam tot la fel. Nu. Haideți să vedem. Și o să vedeți acolo niște figuri de soldați tengrozești. Ați văzut? Acum au făcut și o biserică lângă Moscova dedicată războiul din Ucraina. Domnule Car, vă mulțumesc foarte mult și suntem convinși că opțiunea europeană, opțiunea românească, nu, va fi cea care va prevala la Chișinău. Să sperăm. Acum, și că nu e unul din acele momente decisive care decid viitorul unei națiuni, exact așa cum am început această ediție,
pentru o perioadă lungă. Dumnezeu este alături de cei care au pătimit atât. Și vă propun să facem în viitor o altă ediție dedicată martirilor basarabeni, sfinților basarabeni, dar martirilor ortodoxilor din Basarabia, nu? Care au fost deportați în gulag și care au cunoscut deznaționalizarea și toată tragedia pe care ocupația sovietică a adus-o după sine în această beznă a istoriei. Profesorul Radu Carp, vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Sunt Cristian Gava, o călătorie splendidă în lumea românească, în lumea ortodoxiei românești, dintre Prut și Nistru, în lumea Basarabiei. Într-o Basarabie europeană, europeană și românească, prin suferința ei, prin martiriul ei, prin trecutul ei. Vă mulțumesc foarte mult, sunt Cristian Gava, rămâneți alături de Trinitas TV, o seară frumoasă, la revedere!